Frunzuliță de castan, în garate la focșani. Ați pregătit jurnalul cu amintiri? Vă spun o întâmplare foarte greu de crezut. Când tata ne tot părăsea mereu și iar se întorcea la mama și iar ne părăsea, am rezultat eu. Tata m-a luat în brațe și m-a dus în drumul mare. Tatăl dumneavoastră v-a aruncat în drum. M-a luat și m-a pus jos în drumul mare să mă calce, să mă mănânce vreun lup, vreun urs. Să scape de dumneavoastră. Să scape de mine. Astăzi este o zi mare, pentru că ne-am mânit. Eu am fost căsătorită 4 ani de zile cu personalitate, nu pot să spun numele. Nu puteți numele. Să ne spuneți numele, dar a fost o dragoste nebună. Nebună, care a rezultat fetița mea, Gina Ștefania. Când v-ați găsit sufletul pereche? A fost violonist în Filarmonica din Iași. Întâmplarea vieții a făcut să conviețuiesc numai vreo 7 ani, pentru că a decedat. Trandafir din Podopești. Cum definiți costumul popular? O haină sfântă, o haină în care îmi stă bine și o haină în care mă pot îmi pot exprima glasul sufletului meu. Fulgi de nea, stele de argint, așteptam din cer să cearnă.